De ce credeți că a scăzut numărul ăsta de infectări brusc, așa, brusc? Suntem în verde absolut în România în momentul ăsta. Ați pronunțat adineauri că nu mai sunt teorii ale conspirației, ci că e realitate. Tot ceea ce era teoria conspirației până ieri, acum e realitate. Deci, numărul de infectați, nu în România, eu nici nu prea mai vorbesc de România. România este o țărișoară care nu poate avea pretenții să conducă lumea, să fie luată prea în serios. Suntem și noi acolo o părticică, da, la forurile superioare, la vârfuri acolo. Dacă mâine se dă o comandă de undeva, unde nici nu știm, că să crească numărul de îmbolnăviri, crește. Dacă poimine, cum și în România s-a dat, domnule, avem alegeri și trebuie să mergem la alegeri orice ar fi. E un banc superb că un evreu nu, sărac, muritor de foame, nu putea să ridice o pungă de bani că era sabatul. Și s-a rugat la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, mi-ar face foarte bine punga asta de bani, dar nu pot să ridic, e sabat. Dumnezeu l-a ascultat și o milă împrejur s-a făcut joi. Nu mai era sâmbătă. Deci, iată, se dă un ordin și nu e teoria conspirației. E de normal. Ne-am obișnuit cu această normalitate. Omul ăla care anunță că și-a dat seama și că e pericol, nu mai e auzit. Pentru că noi semănăm cu un ordin înainte și când am luat-o, s-a spart barajul. A început să curgă șuvoaiele de apă. Nu mai pot fi oprite. Acum toți merg într-o direcție. Să ne vaccinăm, să ne salvăm, să ne... Cam asta ar fi. Că eu și eu urmăresc știrile de ultimă oră, de ultime ore, că se cam schimbă. Singurul meu apel ar putea fi, uite, doamna doctor, să mă sprijine, o rog să mă sprijine. Nu vaccinați copiii. Nu începeți cu nenorocirea asta. Poate că eu am chiar vârsta când trebuie să mor. Cam 73, adică... Nu, speranța de viață în România este 73. În jur de 70. A, deci a depășit-o. Unii zic că e 75. Dar la 70, niciodată cifrele din România. La 70 nu trebuia să ies la pensie. Și la 73, gata. Deci, atât. Bă, nu mai contează.